Cum să-ți dai seama dacă cineva are Duhul lui Dumnezeu sau cineva care nu-l are? Haideți să ne uităm ce spune Apostolul Pavel. Vom citi de la versetul 19. Apostolul Pavel scrie scrisoarea aceasta galatenilor. Galata era așa o regiune. Și Apostolul Pavel, practic, cum ar scrie și astăzi o scrisoare pentru noi, care suntem aici în regiunea pariziană. Și el spune așa, face diferență între oameni, între oamenii firești. Oamenii firești. Haideți să vedem cine sunt oamenii firești. Iar faptele trupului sunt cunoscute și ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinarea la idoli, fermecătorie, vrajbă, ceartă, zavistia, mânia, gâlceava, dezbinarea, ieresuri, pisma, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora pe care vi le spun mai dinainte. Precum dinainte v-am scris că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar roada Duhului Sfânt, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestora nu este lege. Împotriva unora ca acestora nu este lege. Așa poți să-ți dai seama cine este cel care poartă Duhul lui Dumnezeu și care nu poartă Duhul lui Dumnezeu. Ar putea omul să poarte veșminte și straie preoțești și pe Duhul lui Dumnezeu să nu-l aibă. Ar putea oamenii să meargă tot să bată pragurile bisericilor și a mănăstirilor dintr-un pelerinaj în altul și purtător de Duhul lui Dumnezeu să nu fie. Iată de ce avem nevoie de rugăciune, iată de ce avem nevoie de post, iată de ce avem nevoie o zi, măcar o zi pe săptămână, să vii la închinare. Iată de ce trebuie să-ți înveți pruncii despre Dumnezeu, că s-ar putea să fie un specialist foarte bun și să fie un om firesc, despre care Apostol Pavel spune, ei împărăția lui Dumnezeu nu vor moșteni. Ori Dumnezeu nu ne-a dat acest dar, cel mai frumos dar, pruncii, copiii, ca ei să rămână jos, ci ne-a dat ca noi înapoi să-i luăm cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt darurile Duhului Sfânt. Și zice, oamenii firești, lucrurile oamenilor firești este dezbinare. Este dezbinare. Acolo unde e dezbinare, Duhul lui Dumnezeu nu-i. Acolo unde e ceartă, Duhul lui Dumnezeu nu-i. Pentru că astea se fac din mândrie, astea se fac din egoism. Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă vede că lucrurile nu sunt prea bune, se ferește. Pentru că nu vrea atât de mult dreptate cât vrea pace. Duhul lui Dumnezeu asta caută. Duhul lui Dumnezeu caută armonie. Cel rău nu îl interesează de armonie. El vrea lege. El vrea lege, după legea mea, tu trebuie să mori. După legea care a fost înaintea lui Hristos, mulți sau toți trebuiau să moară. Dar Hristos a venit în lumea noastră și a răscumpărat legea prin trupul Lui. Prin trupul Lui, prin viața Lui a răscumpărat ca noi toți să fim liberi. Noi suntem liberi în Hristos. Apostol spune că Hristos este sabatul nostru. Hristos, adică o persoană, nu o zi, nu o zi cu 24 de ceasuri, ci Hristos este sabatul nostru. Ce înseamnă asta? Odihna ta. Dacă crezi în Domnul Iisus, tu trebuie să te odihnești în Hristos. Pentru că El va fi cu tine și la servici, și la școală cu copiii tăi, El va fi și cu sănătatea ta, El va fi și în afacerea ta. Hristos este sabatul nostru. Știți despre Paște ce spune Apostol Pavel? Paștele nu este doar o sărbătoare, așa cum noi știm, ci Hristos este Paștele nostru, o persoană. Hristos este Paștele nostru, El. Știți ce este pogorârea Duhului Sfânt? Este o persoană. Este persoana Sfintei Treimi.
Și El este printre noi. Mulți mai spun, sau sunt ăștia care fac tot felul de erezii, că Sfânta Treime n-ar fi. Dar vă spuneam și vineri seară la studiu biblic, în capitolul 17 de la Ioan, atât de clar spune despre Sfânta Treime. Și totuși sunt oameni care cineva le-a pus temelie de mici încă că Sfânta Treime n-ar exista. Dar despre asta vorbește toată Scriptura. Despre Tatăl, despre Fiul care a răscumpărat lumea și despre Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu este energia Tatălui, Duhul Sfânt este o persoană. Asta înseamnă taina Sfintei Treimi. Noi putem înțelege doar o foarte mică parte ceea ce înseamnă Dumnezeu, dar mai departe El se descoperă, știți cum? Tainic. Dumnezeu se va descoperi tainic prin lucrarea Duhului Sfânt.